Binecuvântat cuvântat să fie Domnul. Dar vreau să vă rog să ridicați în picioare, o să citesc un singur verset, dar vă ridic în picioare mai mult, pentru că e un verset de multe ori citim din Biblie, nu un verset, citim 10 și citați jos pe bancă să ne desforțim. Păi invit să deschideți Sfânta Scriptură la Roman, capitolul 13 și o să citesc doar versetul 11, un verset scurt și plin de adevăr. Pagina Biblie 1107. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locul. Am tot frământat în mintea mea și am zis, Doamne, ce text să aleg pentru ultima duminică din an? Și să fie așa un text, așa și mai de sfârșit de an. Și până la urmă, inima mea s-a oprit la acest verset unde zice, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. De ce este mântuirea mai aproape de noi? O să discutăm așa în scurtul meu mesaj pe care vreau să am în seara aceasta. Dar vreau să zic că Dumnezeu l-a călăuzit pe fratele Samuel să citească din acest text din 2 Timotei, capitolul 3 și 6, să știți că în zile din urmă vor fi vremuri rele. Și apare întrebarea, și a apărut deja întrebarea, sunt sau nu sunt zilele de pe urmă? Așa este? Sunt sau nu sunt? Aici, tot așa zice textul acesta, zice că și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Ce împrejurări ne aflăm, frate Sorin? Mesele sunt pline, majoritatea avem servicii, lucrăm, avem casă, avem mașini, avem confort, avem libertate, avem pace, avem atâtea lucruri. În ce împrejurări ne aflăm să vorbești despre zile grele? Fratele Samuel a atins acea latură spirituală în care oamenii sunt răi, sunt obraznici, neascultători de părinți și această parte. Dar vreau un pic să merg pe altă parte și aș vrea să înțelegem că trebuie să ne gândim că venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. Și Domnul Iisus Hristos a dat niște semne în Scriptură, niște semne premergătoare venirii Lui și venirii Anticristului. A dat niște semne. Și este foarte important să înțelegem aceste semne, să... Cineva zicea, amica că ascultă muzică pe YouTube și a venit un mesaj de la un păstor bătrân spaniol și zicea, fratele acela bătrân, zicea, amica că zicea, o zis, fraților, nu citiți Biblia, dar măcar deschideți ochii și vedeți ce se întâmplă în jurul vostru. Chiar dacă nu citim Biblia, ar trebui să deschidem ochii, să vedem. Sunt semne revenirii Domnului Iisus Hristos în mijlocul lumii sau nu sunt? Sau e numai o impresie că sunt? Mai de mult am auzit o ilustrație, o întâmplare, cineva s-a dus să dea pentru un post... pentru codul Morse, aveau nevoie de cineva care să știe codul Morse și era stabilit o oră de întâlnire cu mai mulți candidați, erau o sală de așteptare plină și vine un tânăr cu o oră întârziere. Și după ce vine, stă, se pune și el pe un scaun, așteaptă câteva minute și intră înăuntru. Intră înăuntru și după aceea iasă după câteva minute secretarea și zice vreau să vă anunț că postul pentru codul Morse s-a ocupat, nu mai este liber. Și atunci a câțiva din sală, au zis, bun, domne, noi am stat de o oră, stăm aici și așteptăm să ne chemați la interviu înăuntru și nu ne-a chemat, tânărul ăsta le-a venit în sală și le-a chemat la interviu. Nu corect. Și oamenii s-au răsculat. Și secretarea le zice, știți, de o oră stați aici, este muzica pusă în surdină și în surdina muzicii se bătea în morse și se zicea, morse este acel cod care bați și prin bătăi se aude cod și zicea, cine înțelege codul acesta să intre în sală, să intre la interviu. Tânărul a venit, a auzit mesajul transmis prin muzică, prin codul morse și a intrat la interviu și a luat interviul. Vreau să spun că Domnul Iisus Hristos ne-a dat niște semne premărgătoare venirii Lui. Și e foarte important pentru noi, auzim sau nu auzim semnele acestea? Dormim? Zice aici, este vremea în sfârșit să vă treziți din somn. Este foarte important ca noi să avem urechile deschise, ochii deschiși, să vedem, să auzim, să simțim. Pe timpul noi era ca și acum, oamenii mâncau, beau,
se însurau, se măritau, pe timpul lui Lot era la fel, era așa o stare de asta. Lumea merge înainte și am obișnuit așa de mult, de multe ori sunt prorocii. Vine Domnul, vine Domnul, las că știu că vine. Ajungem să fim și noi, cum zice Petru, că s-au sculat în vremea din urmă tot felul de bajocoritori până plin de bajocuri. Când va veni Domnul? Trebuie să fim foarte atenți. De aceea, Domnul mi-a pus pe inimă ca în seara aceasta să vedem împreună un pic din semnele care se întâmplă în jurul nostru. Fratele Samuel a atins foarte bine anumite lucruri care se întâmplă chiar în mijlocul adunării, chiar în mijlocul bisericii, tot felul de oameni, tot felul de probleme. Domnul Iisus Hristos spunea că un semn premărgător venirii Lui va fi o vreme de foamete, vor fi foamete. Vreau să spun că zilele trecute m-am uitat la un video pe YouTube. Era o fetiță din Siria, era un camion cu ajutoare acolo și un reporter, probabil, care a adus ajutoarele acolo, era cu microfonul și a văzut pe o fetiță tânără, probabil că era ca și tine, te rog, de rezastă puțin picioare. Cam așa era de mare acea fetiță, mulțumesc. Și reporterul a întrebat-o, ce face aici? Ea, bine. Și o întreabă, ai mâncat la amiază? Nu. Dimineața ai mâncat? N-am mâncat. Aseară ai mâncat? N-am mâncat. Și a început să plângă pe fetița în pouăze. M-am mâncat de câteva ori. M-am marcat. Alții mor de foame. Jumătate din lumea aceasta este aproape muritoare de foame. Și zice, avem mâncare, avem de toate, avem din greșul. Ce semn? Ce să mai văd eu în Canada? Domnul Iisus avertizează pe cei ce sunt ca și noi. Și mă avertizează și pe mine. Ne avertizează pe fiecare dintre noi. Ai grijă, Sorin, să nu te îmbui cu mâncare și cu băutură. Și ziua Domnului se prindă ca un hoț, ca un laț, ca pe neașteptate, ca și... Mi-aduc aminte când eram în armată, erau pe unde treceau iepurile, iepurii erau gar simplu, gar dublu, era iarbă pe acolo și făceau cărare. Venea comandantul unității și zicea, pune laț acolo, punea laț și mă vedeam că se mișcă gardul și el era prins în laț iepurile acolo. Ziua Domnului ne poate prinde ca un hoț. Și zice, dar ce semne? Ascultați-mă, este multă foame de lume. De aceea zic, Domnul, să ne deschide ochii să vedem lucrurile acestea. Amin? Sunt inundații. În anul acesta, să știți că au fost multe inundații. Vorbim de uragane care au fost Flores, Michael, anul trecut Irma, Harvey, Maria, o grămadă de uragane și inundații mici și mari. Au venit pe neașteptate, au fost valuri până la 4 metri înălțime care s-au năvălit peste pământ, peste oameni și au înghițit de vii. Au fost atâtea inundații, Iisus prevestește aceste lucruri. Au fost cu tremure. Cineva zicea că pe 4.2 grade pe scara Richter au fost cu 1000 de cutremure mai mult decât anul trecut, nu vorbea decât ceilalți ani. În Indonezia, în Japonia, în Chile, anul acesta și anul trecut au fost foarte multe cutremure. Dacă am stat să deschidem ochii să vedem, nenorocit peste nenorocit, parcă îi bate Dumnezeu și parcă toate s-au adunat în ultima vreme. A evoluat foarte mult tehnologia, frații mei. Până asta mi-am cumpărat și eu telefon și mă duc la Costco, ies de acolo, notificare, să fac un sondaj cum a fost la Costco, mă duc la Rona, notificare, sondaj cum a fost la Rona. Mă, dar ce Doamne, îmi trebuie că ajung acasă, ar primi nu știu câte notificări, ce e asta? A, pe Google Map îți trimite. Măi, să fie, dar ăștia te poți urmări peste tot pe unde te duci. Atât de tare e evoluat telefonul, numai telefonul. Poți să faci stradă cu telefonul, știți că puteți. Poate că unii dintre noastre chiar faci, eu nu fac în muntace, dar și eu pot să fac. Deci atât de mult a avansat tehnologia, drone, să nu mai vorbesc despre perfecționarea microchipurilor. Va veni anticristul, va pune semnuri. Tehnica este pregătită. Monede virtuale. Țări ca Arabia Saudită și Emiratele Arabe au hotărât să nu mai facă schimbul cu petrol, să primească bani în dolari americani, vor într-o monedă virtuală. Se ajunge la moneda virtuală, se strânge lațul în așa fel până nu mai se ajunge să ai cash în buzunar, să poți să cumperi să dai tu dolarul tău. Va trebui să se facă virtual. Pentru că trebuie să se împlinească apocalipsa. Trebuie să împlinească, se va împlini. De aceea să vedem și să avem ochii deschiși la aceste lucruri. Avansarea tehnicii tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult.
în multe lucruri. Trăim perspectiva unei crize mondiale. Despre America am citit că au undeva la 14 triliarde de milioane de dolari datorie, că nici nu știi să le zici cât au, atâta datorie au, să muncească nu știu câte generații și nu sunt capabili să-și plătească datoria. Rusia are datorii, România, China, toți, toate țările, deși întrebă, de la cine au atâta mare datorie? China are datorie foarte mare. Toate lucrurile astea, criza asta mondială, care se continuează în toate țările, să știți că duce undeva. Undeva care, într-un punct, eu de Nisa am zicea că învățam la școală și le-au zis profesoare că crizele astea se termină și când îți prea mari datorii, se termină întotdeauna cu război. Și se pregătește război. Este un război. Dacă am avea ochii deschiși să vedem despre războiul acesta comercial, industrial, care se face. Este mare război, nu? La începutul anului, când a început anul acesta, compania noastră avea de făcut în America două poduri și un aeroport. Trump a dat o lege, ne-a afectat impostarea pe oțelul canadian, am pierdut trei contracte. Afectează. Întreaga lume este afectată de această criză economică. Vești de războaie. Vești de războaie. Au fost anul acesta. Dar în Canada nu au fost vești de războaie. Chiar dacă noi suntem parcă în colțul ăsta de lume mai ocrotiți, dar să știți că au fost tensiuni mare și România a crescut o lampă rachetă. Putin a avertizat România. Rușia a intrat în Crimea acolo. Au făcut minuni. Între Corea de Nord, Corea de Sud au fost tot timpul, Japonia are și ea treabă cu China, tot felul de războaie și de vești de războaie care sunt în întreaga lume. Avem impresia că în lume este pace. Aici, în Canada, așa este o politică, că nu se anunță ce se întâmplă în lume și oamenii trăiesc așa, ca într-o bulă, ca într-un glob, așa de aur și de sticlă și ei sunt protejați ei, dar nu știu și nu văd nimic ce se întâmplă în lumea aceasta. O să vorbesc la un pic mai târziu despre ce se întâmplă în acea zonă cu Israelul, cu războaiele care sunt acolo. Deci se facă suma tensiune acum. Homosexualii, lesbienele, au ajuns undeva strigător la cer, ca pe vremea din Sodoma și Gomora. Dumnezeu nu va întârzia să pedepsească lumea aceasta, nu va întârzia. De ce vă zic lucrurile acestea? Pentru că să înțelegem, venirea Domnului este foarte aproape. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Deschideți ochii, frate. Trebuie să-mi deschid ochii să văd împrejurările din lumea întreagă. Este ceasul să vă treziți în sfârșit de somn. În sfârșit este ceasul să ne trezim din somn. Frații mei, cum trezești pe un om când doarme? Păi în primul rând, eu când dorm, câteodată mă trezesc singur că mă trezesc de odihnit. Și ăsta e cel mai fericit caz din somnul spiritual. Când tu singur te deștepți și cum zicea fratele Samuel, și începi să te rogi, și te rogi, și nu te lași în somnul spiritual. Și cauți fața Domnului. Dar este altă sculare din somnul spiritual. Când cineva te strigă, te aude, scoală-te. Aude și te scoală, nu? Domnul strigă la noi prin mesaje. Ne cheamă la El. Dar este și altă trezire din somn, când te duci la ei și te scuți, băi, dar scoală-te odată și se scoală speriat, dar ce s-a întâmplat? Câteodată, Domnul, ascultați-mă, folosește niște situații de ni se cutremură, ne cutremurăm cu toții, nu putem să înțelegem cum, ce și de ce s-a întâmplat. Pentru o biserică, câteodată Dumnezeu scutură câte o familie. De aceea, haideți să ne punem pe inimă lucrurile acestea, să ne trezim din somn. Pentru că eu văd și pe mine m-a prins ațipirea. Și pe noi toți ne-a prins ațipirea. Zice aici cuvântul Domnului, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Deci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Dar dacă am vrea să știm cât de aproape este mântuirea de noi, da? Este mai aproape în primul rând pentru că s-a mai scurs un an din viața mea. Pentru că eu mă apropiu de veșnicie, nu? Timpul are locul lui în Scriptură. Uite și ceasul își face cursul, n-am 10 minute. Este un timp. Primul verset al Bibliei spune așa, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. A făcut timpul, a fost un început. A creat spațiu, a creat materia. Și atunci noi suntem în timp, în materie și în spațiu. Și viața noastră se întinde până la o vârstă și se termină. Merge la grădiniță, se termină grădinița, că se termină. Merge la școală, dar se termină și școala. Și vin examenele, mergem la lucru, se termină și lucru, ajungi până la urmă la pensie, se termină și viața și ajungi în veșnicie. Pentru că există timp. Există timp.
dar acum este vremea să ne trezim din somn. Dar ca să știm cât de aproape sunt pe partea din Sorină, cu tremure, inundații, războaie, au fost. Dar să știți că ăsta de viață au fost multe, să știți, inclusiv le bate și de două războaie mondiale. Au fost foarte multe. Dar ca să știm cel mai clar, știți unde trebuie să ne uităm, la Israel. La Israel. El este smochinul care a înfrunzit. Haideți să vedem câteva lucruri care s-au întâmplat în Israel anul acesta. Anul acesta s-au împlinit 70 de ani. Din 1948, pe 14 mai, când s-a declarat statul Israel. 70 de ani. Am căutat în Scriptură să văd ce zice Biblia despre cei 70 de ani. Daniel a văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani și a început să se roage. S-au întâmplat multe evenimente, dar vreau să spun, anul ăsta s-a împlinit pentru Israel 70 de ani. Acum, în luna decembrie, Dani mi-a spus că n-am știut, a văzut, că am uitat și eu la video, m-am uitat și în alte părți, evrei aceștia ultra-religioși lângă, nu chiar pe locul unde este vechiul templu, lângă, au făcut un altar, au adus jertfă și au consacrat prima piatră pentru zidirea templului. Da, știați, anul acesta, luna aceasta, decembrie, se pregătesc pentru reconstruirea templului. Vine Domnul. Și știți ce au zis? Au zis, templul acesta pentru cine îl faceți? Pentru Iisus? Au zis reporterul. Au zis, nu. Pentru Mesia nostru care o să vină. Și a zis, va fi o casă de rugăciune pentru toate neamurile, nu numai pentru noi evrei. Parcă știi când a fost pentru toate neamurile, păi cum mai evrei intrau acolo în locul sfânt și în locul prea sfânt? Pentru toate neamurile este ăla. Acel evreu religios. Și ce înseamnă asta? Mă gândesc că vor intra, va intra până la urmă Anticrist acolo, deci va intra nu că până la urmă, va intra sigur că așa și Scriptura. M-am uimit când am văzut libertatea lor, în mentalitatea lor și în gândirea lor. În 19 decembrie, acum, luna aceasta, Trump a dat o știre care i-a îngrozit pe toți evrei, pe Israel. În Irak, acolo, avea 2000 de consilieri de război care împreună cu curzii i-au format, au luptat și anul acesta pe 19 decembrie Trump anunță că își va retrage trupele de acolo. Acolo Trump a profitat de petrol. Am auzit că s-a dat un telefon lui Trump și a zis turcii, a zis noi anul acesta avem merge să luptăm cu curzii, că vor să ne iei niște teritoare în viitor apropiat, a zis și să nu ne stați în cale. Și Trump anunță acum pe 19 decembrie anunța că s-au avut multe pierde și pentru el, ca președinte, trebuie să sune pe mamele care și-au pierdut soțiile, care și-au pierdut soții și așa, și se retrage. Trump nu vrea să intre în război. Evreii imediat au sunat, după au făcut anunț public, ei au zis că întotdeauna războaiele lor au fost singuri, nu i-a ajutat nimeni și de data asta vor rămâne tot singuri. Cine va lua locul acolo? Rușii sunt acolo. S-au dus și ei să lupte cu statul islamic. Dacă ăștia americani au făcut numai raiduri aeriene, rușii au luptat cu trupe terestre și au armațele de acolo contra Israelului. În locul lor vor veni rușii și vor controla ei situația și vor fi exact în coasta lui Israel. Poate și zău, dar nu aveau armată puternică, aveau 2000 de persoane acolo. Da, dar aveau portaavioane în apropiere. Se le trași cu alea mai încoace. Aș vrea să ne gândim bine la ce se întâmplă acolo. Aș vrea să vă uitați la Israel. În ce situație sunt? Acolo este Iranul, Irakul, Siria, care toți au zis într-un gând, trebuie să înlăturăm acest cancer care este între noi. Israel. Și spune Biblia că vor merge acolo și vor lupta. Gândiți-vă la ce se întâmplă la Israel. Vedeți ce se întâmplă acolo. Citiți ce spune Matei 24. N-am timp acum să citesc. Da. Dar sunt atâtea lucruri care vorbesc despre revenirea Domnului Iisus și parcă lucrurile astea care le vezi că se întâmplă în Țara Sfântă au și la sud vrăjmași, au și la nord vrăjmași. Și sunt atacați de peste tot. Dar nu vreau să merg foarte mult la gândul acesta. Aș vrea să mă apropii de sfârșit și ce spune Domnul Iisus că este important pentru noi? În versetul 20, Matei 24, cu
33, și tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat, vă spun că nu va trece neamul acesta când nu se vor întâmpla aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și mai sus, versetul 27, vorbește despre răpirea bisericii. Zice Domnul Iisus că va veni, versetul 27, că-și pune se fulgeri la un răsărit, se vede până apus, așa fi și venirea Fiului omului. Ce este important în noi? Versetul 42, Matei 24. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul. Există multe teorii cu venirea Domnului. Că vine la începutul necazului, că vine la jumătate, că vine la sfârșit. Sunt atâtea și atâtea și atâtea teorii. Dar eu vreau să vă spun un lucru. Vegheați dar că nu știți. Poate că tu ai intențarea, vine la sfârșit, eu când văd că începe războiul cu Israel, păi, eu știu că mai trec 7 ani și atunci o să mă fofilesc eu 7 ani. Nu știi, frate! Domnul poate să vină la noapte, poate să facă ceea ce îți întrece puterea ta de pricepere. Creștinii la început, știți cu ce se saltau? Printre pacea Domnului era și Maranata și se răspundea cu Maranata, că Domnul nostru vine. Ei nu ziceau, Domnul nostru o să vină numai după ce o să se întâmple lucrurile alea, așa, așa. Domnul nostru vine și ei trăiau zi de zi, clipă de clipă, gata pentru plecarea la cer, pentru transformarea trupului lor. Aș putea să citesc acum din Întâi Tesaloniceni, aș putea să citesc din Corinteni 15. Ei așteptau transformarea trupului lor în trupuri de slavă, de plecarea lor la cer împreună cu Domnul, mântuirea lor. De aceea, frații mei, zice, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Aș vrea să cugetăm. Aș vrea să vedem. Aș vrea să ne rugăm Domnului să ne trezească El din somn. Matei, tot în Matei 25, despre cele 10 fecioare, toate au țipit, toate au țipit. Dar unele erau înțelepte și unele nechipzuite. Venirea Domnului va veni, dar cum mă va găsi, e important. Foarte important, cum mă va găsi. De aceea, aș vrea să plecăm acasă. Suntem în sfârșit de an. Să ne gândim că se încheie un an din viața noastră. Timpul trece, își face scurgerea timpului, el trece oricum. Că plec acasă printr-un accident. Acasă vorbesc, dar Domnul mă duc, ok? Printr-un accident, că plec de moarte bună, că plec veni răpirea Domnului, eu trebuie să fiu gata, amin? De aceea vreau să plecăm cu gândul acesta acasă. Mai sunt semne, nu vi le-am zis toate, poate că am postat un mic mesaj care vorbește despre semnele care au avut loc în anul 2018 pe Facebook. Am mai ascultat un mesaj. Vreau să spun, îți tot mai clar, o să-l postez și pe al doilea, cine vrea să se uite, vă recomand, este nu e atâta o predică cât este ce se întâmplă acolo. Și să înțelegeți istoria care se întâmplă sub ochii noștri. Și înțelegând istoria aceasta ce se întâmplă sub ochii noștri, să ne pocăim. Să-L căutăm din toată inima pe Domnul și în anul care vine și vom intra cu ajutorul Dumnezeu. Să-L slujim cum n-am slujit niciodată în viața noastră până acum. Amin. Este o vorbă aici la canadieni aceștia francezi care spune că astăzi ați fost gata. Și eu cred că prin slujirea celor doi frați am fost gata, am fost privilegiați și trebuie numai ca să împlinim. Ar vrea ca o coroană să pun peste mesajul celor doi frați care au fost înaintea mea. Trăim vremurile și cred că trăim aceste vremuri. Din Apocalipsa, capitolul 22, versetul 10 și 11. Apoi mi-a zis să nu pecetuiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Dragii mei, eu nu-i doresc nimănui dintre noi să fie nedrept și să trăiască în continuare nedreptate. Dar trăim vremurile acestea. Frații dinaintea mea, predicatorii le-a spus. Trăim vremuri când oamenii nu se mai pocăiesc, trăiesc în nedreptate și le place să trăiască în nedreptate. Și vedem oameni sfinți al lui Dumnezeu, care trăiesc în sfințenie și caută sfințenia în fiecare zi. Eu mă rog lui Dumnezeu ca Biserica lui Hristos,
de aici din Laval, de pe Jiji Jubert, să trăiască în sfințenie și să se sfințească în fiecare zi mai departe. Amin? Amin. Domnul să ne ajute, vă amin, să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului și ar vrea să mulțumim printr-o rugăciune, printr-un frate, prin fratele Vasile Ghionoiu, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta.